și simplu sunt așa și scârbit. Un arbitru care nu doar că a greșit, nu a greșit din ca vrut. Mi se pare imposibil să atâtea greșeli. Și în favoarea lor. Pentru că dacă, bine, când dai în minutul 2 galben lui Meleche, e o prostie, când a fost. Dar putea să dea lui Meleche galben în careu. Și dacă era cu primul, al doilea galben să scoate, clar. E clar că al fundașul nostru, Brown, îl calcă acolo și un galben curat, dacă nu e spre roșu. Dar vine în partea asta și după ce îi dă lui Mihai acolo 11 metri, clar, clar, era, se vede atât de la o poștă, îi dă lui Olaru o simulare. Ce se spune? Slab și alimentăm toate poveștile astea cu noi cu FCSB și pur și simplu mi când dacă văd arbitrul ăsta îmi vine rău, vine rău pentru că e un om care face rău fotbalului, face rău ca toți oamenii din lumea asta care iubesc din fotbalul ăsta, sigur, pe aia care iubesc Steaua sau FCSB ăsta, probabil am câștigat sănătate, Steaua aici de 3-1, iar e slab, plus că nu vorbesc nimeni, nu vorbesc între ei. Spune, bă, dacă vezi că a fost acolo, a fost 11 metri. Dumnezeu, bă. Da, ce să spun? Dacă îl descriu așa cum știu să-l descriu, înțelegeți? Mă suspend ăștia pe viață. Pentru că sunt atât de grele cuvinte dat la oamenii ăștia, pentru că își bat joc din noi. Vii cu bani, vii cu efort, faci să-ți iei o echipă de fotbal în Liga 1. Nu e simplu. Și fii un om de ăsta care n-are nicio responsabilitate. Pur și simplu este plătit de noi să mă arbitreze. De noi sunt mai și desfințează. Ce se face? Nu ne învar, nu punem învar. Țara nimănui, cu nu avem autostrăzi, bă, la nu știu unde, uite așa, nu avem nici fotbal și nu avem nici. Zic că e o greșeală, e un meci viciat de greșeală de arbitraj. Clar. Nu poți să dai lui Mihai la 2-2 acolo, lucruri se schimbau. Eram peste ei și tai lui Olaru când, clar, se vede cum o să aruncă în față. Da.